Bună ziua, sunt Ioana și astăzi am să vă povestesc despre această carte. Călătorie în timpul compania unui hamster de Ross Webber. O poveste despre familie, durere, prietenie și, desigur, despre timp. În ziua în care împlinește 12 ani, el primește un hamster și o scrisoare semnată de tatăl său, decedat cu 4 ani înainte. În această scrisoare, tatăl său îl roagă să meargă în pivnița fostei case și să ia mașina timpului de acolo. Al trebuie să călătorească în timp, până în 1984, și să încerce să oprească evenimente care au dus la moartea tatălui său. Dar oare va reuși să schimbe trecutul fără să piardă ceva foarte important în prezent? Mie mi-a plăcut foarte mult această carte. Pe lângă faptul că am fost la lansarea ei, m-am întâlnit cu autorul, m-a învățat să prețuiesc ceea ce am. De aceeași autor, tot la editura Corin Junior, au apărut Câinele care a salvat lumea și Ce să nu faci dacă devii invizibil, două povești minunate. Sper că v-am trezit interesul și veți citi această carte. Vă doresc o zi frumoasă!